Aș vrea, bineînțeles, să remarc și animozitățile, agitațiile celor care sunt finanțați de pe extern prin intermediul ONG-urilor ca să chipurile să ajute la dezvoltarea țării, dar de fapt au același obiectiv, să distrugă această țară. Deci noi nu suntem împotriva legii, noi, cu privire la organizațiile non-guvernamentale, este o lege necesară, dar redacția votată în 2018, redacția actuală nu este acceptabilă pentru că, de fapt, Republica Moldova, prin intermediul acestor ONG-uri, își va pierde în linie mare independența. Va fi finanțată, deci activitățile politice vor fi finanțate deschis prin intermediul ONG-urilor. Chicuș a exprimat speranța că deputații vor da dovadă de maturitate și vor accepta amendamentele aprobate de Comisia Parlamentară de Profil săptămâna trecută. Anterior, președintele Igor Dodon a spus că nu va promulga legea privind ONG-urile în versiunea actuală, deoarece documentul contravine intereselor naționale a Republicii Moldova.